Se pare că am avut dreptate și cred că ați gândit o la fel atunci când am spus că se deschide cutia Pandorei odată cu această activitate, mamă soacră de fapt fată și iată că discuțiile nu conținesc în, între cele două, doamna Daniela și Antonia, Cristian fiind cumva la mijloc și chiar le-a spus să înceteze, să înceteze și mama lui să oprească toate aceste discuții, dar ele nu se opresc aici și am văzut în live că doamna Daniela a spus faptul că nu o simte pe Antonia reală, de aceea nu crede că se potrivește pe, cu Cristian, pentru că nu știe cum este ea de, de fapt. Doamna Simona încerca să explice că oamenii sunt diferiți și așa reacționează ea într-o situație stresantă. Um, alege să plece, pentru că doamna Daniela a fost deranjată de faptul că aceasta a plecat când uh, dumnea ei uh, discuta cu Cristian uh, și trebuia să asiste și ea. Chiar a întrebat-o la un moment dat în live pe doamna Daniela Antonia dacă se crede atât de perfectă încât nu crede că poate emana și emoții negative dumnea ei, și a zis doamna Daniela că nu crede în perfecțiune și să reformuleze. Se simte, asta e clar, se simte tensiune destul de mare. Vedem mai târziu că doamna Daniela a blocat-o pe Antonia și dacă va ieși mama săptămânii, aceasta nu are voie să interacționeze cu Cristian.